Marmura este o rocă metamorfică, compusă în mare parte din forma cristalină a carbonatului de calciu, denumit calcit, și obținută prin metamorfoza calcarului. Numele său provine din limba greacă veche, unde marmerin înseamnă a străluci, a luci. Cele mai obișnuite culori pentru marmură sunt albă, cenușie, gri, neagră și roșie. Culorile diverse ale marmurei se datorează impurităților conținute. Roșu de la sărurile de fier, maro de la cele de mangan, cenușiu de la grafit. În Europa, cea mai apreciată marmură este cea de Carrara, un oraș italian din provincia Toscana. Această localitate este faimoasă pentru marmura sa de culoare albă, respectiv gri-albăstruie, ambele de o calitate deosebită. Blocuri de marmură albă, precum cea de Carrara, au fost întotdeauna apreciate în domeniul sculpturii. Această preferință are de-a face cu anumite caracteristici ale pietrei, precum moliciune, omogenitate și o rezistență destul de mare la fisurare și spargere. De asemenea, indicele de refracție scăzut de calcit permite luminii să pătrundă mai adânc în piatră, înainte de a fi risipit afară, aspect ce conferă personalitate și dă viață sculpturilor umane. În România, cea mai importantă sursă de marmură este zăcământul de la Rușchița, o localitate din județul Caraș-Severin, la circa 10 km nord-vest de comuna Rușca Montană. Această marmură are diferite nuanțe, de la alb la gri, roz, roz gălbui și roșiatic. Ioan Bibel, un renumit inginer constructor din Banat, a început exploatarea zăcământului, devenind astfel primul proprietar al carierei, pe care o supranumește Amaghiar Carrara. În jurul anului 1900, producția carierei ajunsese la 700 de tone lunar și cuprindea aproximativ 350 de muncitori. După moartea lui Ioan Bibel, fiul său, Ianoș, unul dintre arhitecții turnului Eiffel, a continuat exploatarea, iar astfel, în 1912, marmura de Rușchița ajunsese să fie exportată în 12 țări. Între anii 1884 și 1960, exploatarea marmurei s-a făcut într-o carieră în formă de clopot răsturnat, astfel formându-se cariera Gropan, care a atins adâncimea de 130 de metri. Platformele de exploatare ale actualei cariere s-au deschis în anul 1960. Din această marmură s-au realizat multe construcții în Imperiul Austro-Ungar. Aveți și clienți din străinătate care vin la dumneavoastră? Clienți străini, dar care locuiesc aici, nu. Am făcut export în trecut, dar mai puțin acum. Mă acces mai mult pe România. Ați renunțat la export din ce cauză? În trecut, când nu eram, făceam parte din comunitatea europeană, era mai greu cu exportul, cu birocrația, ce înseamnă acte și restul. Dar acum ne-am axat pentru că este cereri din România și personalul care am nu aș face față să momentan să produc și pentru străinătate, deși mi-aș dori foarte mult, pentru că facem obiecte foarte frumoase, unicate în România. Afacerea dumneavoastră cu obiecte care spuneți că sunt unicat, da, este una
pe care românii au acceptat-o cu destul de mult entuziasm sau au fost destul de reticenți la început? La început erau entuziaști pentru că erau lucruri pe care și le doreau și nu le făcea nimeni. Foarte mulți clienți, că tot am vorbit de oameni din afară, foarte mulți clienți au fost ambasade, personal de al ambasadelor care veneau și comandau de la noi și plecau cu ele în afară. Și înainte, dar acum, de când a venit criza, mai greu. Lumea preferă să-și facă un blat de bucătărie decât să facă un obiect decorativ în casă. Și de aceea trebuie să ne axăm și noi pe acest profil. Cum se fac comenzile la dumneavoastră și cât durează o astfel de comandă? Majoritatea comenzilor se fac prin intermediar, prin producătorii de mobilă, pentru că avem o strânsă colaborare cu ei pentru a găsi cel mai bun produs care să coreleze cu ceea ce își alege clientul. Dar, bineînțeles, primim și noi comenzi la atelierul nostru. Atelierul dumneavoastră unde este situat? În București. Calea Giulești, sectorul 6. Iar clădirea unde se desfășoară activitatea este închiriată? Nu, din fericire este proprietatea firmei. Acum încă suntem în lucru, încercăm să terminăm și nou showroom al nostru, dar este destul de greu, având în vedere că încercăm să ne ocupăm acum de comenzi, iar când nu sunt comenzi, nu sunt bani să putem să terminăm. Este greu, dar ușor, ușor le rezolvăm pe toate și o să terminăm și showroom-ul. Această afacere a pornit cu fonduri europene sau fonduri regio sau cu bani? Nu, fondurile regio au venit mult mai târziu. Anul trecut am reușit să termin acest proiect. Anul trecut l-am început. Dar banii au venit de acasă, de la părinții mei, în anii 91. Cum vedeți aceste fonduri europene și acest program regio? Este o gură de aer pe care o primim, pentru că nu aș fi reușit, nimeni nu mi-ar fi dat un credit atât de mare să pot să-mi reînnoiesc utilajele. La ce sumă vă referiți? 100.000 de euro, am mai zis. A fost un mare ajutor, a venit exact când aveam nevoie, pentru că criza venise și trebuia să mă acces pe aceste noi produse, iar cu vechile utilaje ne era foarte greu să mergem mai departe într-un ritm alert cum este acum. Cum este în acest moment industria aceasta a pietrelor naturale? Piatra naturală este foarte căutată, dar noi lucrăm și cu pietre de tip compozit acum, deoarece sunt pentru ceea ce avem noi nevoie, sunt mult mai dure și mult mai calitative, iar produsele sunt mai frumoase. În schimb, mama natură întotdeauna a creat lucruri frumoase și nu prea poți să compari piatra naturală cu compozitul, sunt alte caracteristici ale fiecăruia. Cum vedeți viitorul industriei prelucrării pietrelor de la noi din țară? Eu cred că are un mare viitor, pentru că este în ce în ce mai căutată. Frumusețea pietrei naturale și a compozitelor nu pot să compar cu cea a plasticului. De aceea cred că din ce în ce mai multe lume o să caute aceste produse, aceste materiale. Ce sfaturi ați da unei persoane care își dorește să pornească o astfel de afacere? Cred de spus, să fie rezistentă la stres, pentru că nu e ușor, și să persevereze dacă își dorește. Ce planuri de viitor aveți dumneavoastră cu acest business? Sper întâi să reușesc să trec pe acest hop cu problema cu personalul și probabil că să măresc producția din ce în ce mai mult, să putem să satisfacem nevoile clienților într-un timp mult mai scurt decât reușim până acum. Sper să măresc firma, să poate să deschidem și noi locații. În opinia dumneavoastră, de ce s-a ajuns în situația aceasta cu personalul? Este problema școlilor, pentru că s-au închis școlile de meserii, toată lumea se axează pe cea filiera teoretică și nu găsești oameni calificați în acest domeniu sau măcar cu minim de calificare în această. Deci școlile sunt principalul motiv. Este
Este o afacere care vă ocupă tot timpul și de care vă ocupați în mare parte din zi? Cu siguranță, dorm cu telefonul sub pernă. Da, este de dimineața până seara, trebuie să te ocupi, altfel nu supraviețuiești dacă nu ești tot timpul atent la nevoile clienților, la problemele care se ivesc, să le rezolvi într-un timp foarte scurt. Dar având în vedere că este o afacere care vă ocupă tot timpul, trebuie să vă ofere și anumite satisfacții pe lângă cea financiară. Crede-mă că cea mai mare satisfacție e când te sună un client înapoi și îți mulțumește și îți spune că ai ieșit exact cum își dorea. Aceasta este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră. Da, exact. Că vacanță nu mi-am luat. În ultimii 3 ani nu am reușit să-mi iau nicio vacanță mai mult de 3 zile de un weekend. Mai are nevoie țara noastră de astfel de business-uri? Cu siguranță. Acum, industria prelucrătoare, cei care produc, sunt ce în ce mai puțin pentru că întâmplă ce în ce mai multe probleme și greutăți, sunt impozitele și mari și lipsa de personal. De aceea, cred că dacă s-ar face mai multe firme de acest gen, probabil că și șomajul s-ar reduce. Și cu siguranță toată lumea ar fi mai fericită decât să facem un comerț care iei și vinzi într-o parte și dai în cealaltă, care e un lucru foarte ușor și care nu necesită nici personal foarte mult. Domnișoară Tudor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiunea Business Boutique. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Eu sunt Radu Dumitrache și vă aștept și mâine de la aceeași oră. Seară plăcută!